toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptare. Avem 800 de euro în această dimineață. Cătălin din Brașov nu trebuie decât să răspundă corect la 4 întrebări și ia toți banii. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Salut, Cătălin! Bine ai venit! Ce ai făcut? Te-ai înnecat? Bine v-am găsit! Ușoară emoții. Hai, ușoară. Emoții. Acum, toată lumea are emoții. Fii diferit. Bine. Bine. Ok. Ce faci la ora asta? La muncă, la birou. Bravo. Cu colegii? Singur. Da? Atât de singur. Colegii pe unde umblă? Că e 9:30, adică... Păi, colegii nu există, sunt doar eu. Așa e jobul. Așa e jobul, da. Am înțeles. O să încerc să mă descurc singur în dimineața asta. Dar cu ce te ocupi, Cătălin, ne spui? Proiectare. Mamă, și proiectare solitară, în solitaire. E cel mai ok, așa. Aha. Nu te bate nimeni la cap. Da, da, da. Îți are... place mult lumea, a? Sunt cu și părți bune. Da, așa devii. Da. Uneori. Bine, nu e complicat astăzi, să știi că sunt întrebări la care cred eu că ai să răspunzi și o să iei mulți bani. Hai să vedem. Hai să vedem. Bine, începem, Luca, suntem pregătiți? Da, da, cum? Da? 6 secunde, Cătălin, pentru fiecare răspuns corect și vedem după fiecare întrebare dacă, sau după fiecare răspuns, dacă mergi mai departe sau nu. Ok. 100 de euro. Cătălin, întrebarea de încălzire de astăzi pentru 100 de euro este extrem de simplă. Spune-ne cine a fost solistul trupei Queen până în 1991. Freddie Mercury. Nu poți, mă, să pui întrebări de-astea. Să știi că s-au mai văzut cazuri. Haide, mă. Când... Și știi că, în general, întrebarea de 100 de euro e... mai ușurică. Da. Mai de încurajare, să treacă emoțiile. Exact. Ce... Am dat prima 100. Cum a fost, Cătălin, până aici? Foarte ușor. E, na. Dar sunt convins că să facem mai greu. Da, a doua e nenorocire, m-am uitat pe ea. Întotdeauna devine puțin mai greu. Să știi că e o pantă crescătoare foarte lejeră. Da. Să zic la un 20 de grade. 20 de grade e pantă agresivă, nu? Nu e adevărat. Nu? Hai că începe o altă discuție acum. La 20 de grade? Da, la 20 de grade. Cât e unghiul de 20 de grade? Cât e? Arată. Că suntem like pe Facebook. Uite la ce e. Tu ai văzut la mașini când mergi cu mașina păr-păr. Așa. Sigur, nu tu cu Mazda Lila. Dar mașinile adevărate, când urcă peste pantă de 10 grade, trebuie să aibă motor. Bine, Cătălin. Stai puțin, stai. Felicitări, ai 100 de euro. Facem, știe deja. Facem o altă comparație. El știe că merge foarte des la sală. Da. Și își dă banda. Merge, nu, merge pe eliptică, nu merge. Lasă, acum e pe eliptică, dar mergea la sală, se urca pe bandă. Știe. Și își dădea pantă. La cât dădeai pantă? Dădeam pantă. Da. Hai să mergem mai departe. Da. Ai câștigat 100 de euro. Hai, mă, câștigat 100 de euro. Dădeam pantă, dădeam, mai urcam. Da. Cam 2%. Dădeam peste cap aparatul. La sală pare ușor, cu mașina e mai greu, într-adevăr, la 20 de grade. Da. Da, bine, am glumit, are 3 grade unghiul. Da. De-abia îl distingi. Cătălin, 200 de euro, mergi spre ei? Da, hai. Bravo. 200 de euro. Asta e mai simplă. Care urmează? Nu e mai simplă. E aproape la fel de simplă. E cu 3% în pantă. Mă rog. Foarte dezamăgisă. Așa se dau banii? Uite-te și tu. Astea sunt întrebări. Nu-i influența, lasă-l în pace. Cătălin. Da. Pentru 200 de euro, spune-ne, din ce stat american face parte orașul San Francisco? Din San Francisco. Arizona. Hai de mă, Cătălin, serios? Uite, vezi că... If you're going to San Francisco... Nu știu ce. Unele întrebări care multora li se par ușoare, pentru alții sunt dificile și invers. Cum, mă, San Francisco? San Francisco, podul, Golden... Nu, dar sunt și foarte multe branduri care au inscripții cu San Francisco și sunt trecute... Erau și șepci, când eram eu mic, erau multe șepci. Și erau trecute inițialele. SF, CA. CA vine de la...
Șepci mult, multe. Cătălin, știi? Colorado. Colorado. CA. Nu știu, de la județul CA. American CA. CA. No. California. California. Băi, San Francisco. Cum e posibil? Cătălin, da, banii rămân la noi ăștia 200 de euro. Știi sau nu știi? Știi da. Cum e. Da. S-a întâmplat la Cătălin să nu pice pe cheie. Cătălin, e ca și cum ai întreba unde este Des Moines. Păi nu, Des Moines? Sigur, asta spun. Întrebarea n-a fost foarte grea, dar dacă nu știi foarte trist geografia Statelor Unite în mare, da. Na, se întâmplă. Asta e. Data viitoare. Nu nimic, data viitoare. Da, Cătălin, te mai așteptăm okay. pe la noi. Data viitoare fără emoții. Întrebăm de Los Angeles. Da, o să întrebăm de Tâmpa data viitoare. Ar fi un pic mai simplu. Da. Mulțumim, banii rămân la noi, dar mâine plecăm de la 200 de euro și poate ajungem, poate, la 1600. Da? Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.